Bun găsit, prieteni! În ultima vreme auzim foarte des vorbindu-se despre anxietate și depresie. Foarte mulți se plâng de atacuri de panică, de anxietate, de depresie. Aceste stări negative pe care le au oamenii în anumite momente ale vieții lor, dar care nu sunt foarte clar definite. Le folosim, nu suntem psihologi și nu știm dacă într-adevăr suferim de anxietate, dacă avem atacuri de panică sau pur și simplu sunt niște momente mai dificile sau dacă, Doamne ferește, suferim de depresie. Ca depresia, depresia este o boală și se estima înainte de pandemie, este adevărat, că depresia va deveni până în anul 2030 principala cauză de deces. Înfiorător, mi se pare, o știre pe care au difuzat-o toate televiziunile, o știre care a fost publicată în toate, de toate fluxurile de știri la momentul respectiv. Ei bine, ca urmare, după perioada aceasta de după 2020, lucrurile, cazurile s-au înmulțit și am putea să spunem că principala cauză de deces, depresia, ar putea să fie mai rapid de 2030. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cert este că sunt foarte multe cazurile de anxietate, foarte multe persoane acuzate acuri de panică, foarte mulți suferă de depresie, din ce în ce mai mulți. Nu discutăm cauzele, sunt foarte diferite de la o persoană la alta, dar de multe ori spunem că suferim de anxietate atunci când pur și simplu avem o stare proastă prelungită și spunem, domne, am așa o stare de anxietate, sunt mai anxios. Psihologii spun că definiția anxietății este alta, specifică, folosind termeni care nu sunt ușor accesibili tuturor, dar așa ca într-un scurt rezumat din ce am citit în știrea respectivă, anxietatea este o frică fără obiect, adică nu ți este frică de ceva concret, ci pur și simplu ai o stare de teamă să nu ți se întâmple ceva rău, fără să existe o cauză clară. Ți este frică de mai multe lucruri rele care ar putea să ți se întâmple și sigur că lucrurile evoluează, de aici sunt caracteristici specifice fiecarei persoane și acestor stări. Cert este că ar fi bine să nu mai folosim atât de des acești termeni, pentru că stările de anxietate sunt foarte periculoase, sunt foarte grave, sunt nocive și pot să ducă la situații tragice. Atacurile de panică, de asemenea, ce să mai vorbim despre cazurile de depresie? Clar că acolo vorbim despre o stare prelungită. Nu poți spune că sunt în depresie după două zile în care te simți rău. Cred că, în general, este bine să cunoaștem semnificația cuvintelor pe care le folosim pentru a nu exagera, pentru a nu ne crea noi înșine o stare de teamă și de frică. Aoleu, sufăr de nu știu ce. Aoleu, s-ar putea să am această problemă. Sau sunt sigur că am această problemă. Consultați medicul și identificați clar dacă suferiți cu adevărat de această boală și mai căutați oameni buni pe net. Dacă ai vreo afecțiune și intri pe net și cauzi acolo, cu siguranță că ai toate bolile din lume. Spre exemplu, pentru durerile de cap sunt nenumărate cauze. Migrene, nu știu dacă pe net prima cauză și cea mai des întâlnită este aceea că nu bem suficiente lichide și nu neapărat sucuri acidulate sau alcool sau cafea. Nu, apă. Bem prea puțină apă și ca atare de foarte multe ori avem ne deshidratăm, practic mai ales în perioada verii și avem dureri de cap. Deci, cele mai banale simptome
nu sunt caracteristice neapărat de cele sau de cele mai multe ori nu sunt caracteristice unor boli grave. De foarte multe ori aceste simptome banale, nu mă refer că ai picat din picioare și ai leșinat pe stradă, acolo e clar, ar putea să fie ceva serios. Dar dacă ai o durere de cap, dacă ai un jung intercostal, dacă eu știu ce se mai întâmplă, nu înseamnă neapărat că că suferi de o boală gravă. Da, să încercăm și în general mie mi-a plăcut să folosesc puține cuvinte, dar să știu exact semnificația lor. Nu folosiți multe cuvinte și care sunt la modă, dar nu știm cu adevărat care este semnificația lor. Doar așa, pentru că le-am auzit des și pentru că ni se pare că le știm și ni se potrivesc.